frumoșilor, ce faceți? Bine ați revenit la mine pe canal! Astăzi vreau să ne machiem împreună. După cum bine știți, tenul meu este unul mixt, spre gras, predispus acnei și de aceea de fiecare dată tenul meu are imperfecțiuni. Bineînțeles că norocul nostru este că ne putem machia și putem acoperi toate aceste imperfecțiuni. Primul lucru și cel mai important este să ne curățăm tenul. În cazul în care aveți un ten gras, mixt, predispus acneic, niciodată să nu folosiți produse pe bază de ulei. Sau, dacă folosiți, trebuie neapărat să le clătiți. Eu mi-am curățat tenul cu apă micelară pentru piele sensibilă și ulterior am aplicat o cremă hidratantă fluidă. Asta voiam să vă spun că dacă aveți un astfel de ten, trebuie neapărat să folosiți înainte de machiaj o cremă fluidă și cea pe care o folosesc eu este de la Roche-Posay Tolerian Ultra Fluid. Se absorbe foarte repede în piele și tenul tău rămâne foarte moale și catifelat. Dacă rutina de skincare este făcută, putem trece la pasul 2, mai exact realizarea machiajului. Pasul 1 este aplicarea bazei de machiaj. Eu o folosesc pe cea de la L'Oréal Paris Infallible, ce elimină imperfecțiunile, porii dilatați și luciul nedorit. Folosesc fondul de ten din aceeași gamă Infallible, ce are un finish mat, camuflează imperfecțiunile și uniformizează nuanța tenului, oferă un aspect natural și are o rezistență de până la 24 de ore. Pasul cu numărul 3 este aplicarea concealerului și eu folosesc Infallible Modern Concealer și, așa cum îi spune și numele, este mai mult decât un concealer. Are o acoperire mare cu aspect natural, o rezistență îndelungată, acoperă toate imperfecțiunile și are un aspect mat. Pentru fixarea machiajului folosesc pudra Infallible Magic Loose Powder pentru a fixa cât mai bine anticearcănul, dar și restul feței. Pentru sprâncene folosesc Brow Artist Plump and Set în nuanța Dark. Are o periuță mică ce facilitează aplicarea, oferă sprâncenelor un aspect mai plin, dar natural în același timp, o rezistență de până la 24 de ore și este și rezistent la apă. Aplic pe toată pleoapa nuanța 01 din gama Color Queen Mono de la L'Oréal prin mișcări de tapotare, pentru a fixa cât mai bine fardul. Următorul pas este să trasăm o linie de tuș cât mai naturală pentru un machiaj de zi cu zi. Pentru gene folosesc Air Volume Mega Mascara, ce are efect intens de îndesire a genelor, asigură un volum maxim de la primul strat, separă individual fiecare geană și are efect de gene false. Pentru obraj folosesc blush-ul Life to Peach, care miroase genial. Îl aplic atât pe pomeți, cât și pe puntea nasului, dar și pe tâmple pentru a crea un efect de lifting. Ultimul pas este conturarea buzelor și aplicarea rujului. Pentru asta am ales Infallible Matte Lip Crayon, nuanța 102 Caramel Blondie. Este ușor de aplicat, are un efect mat, o pigmentare intensă și o rezistență de lungă durată. Și acesta este rezultatul final. Un ten fără imperfecțiuni ce radiază de fericire. Sper că v-a plăcut clipul. Pupici, pe data viitoare!